Pentru că era în izolarea la domiciliu, micuțul nu a avut cum să-și serveze ziua de naștere alături de alți copii, așa că mascații i-au făcut o surpriză. Au mers cu auto special la el acasă și i-au cântat la mulți ani sub balcon. Băiețelul a primit și o jucărie de pluș pe care i-a urcat-o cu frânghia în balcon. La mulți ani, Rafael! Să fii sănătos! Și tu și toți copiii! Un copil din zona carantinată, din municipiul Suceava, a împlinit 7 ani. Am răspuns cerințelor lui Rafael și a familiei sale. Este primul an în care nu reușește să-și serveze ziua alături de colegi. Am putut astăzi să aducem în inima acestui copil și în casa lui puțină fericire cu polițiști, cu mici cadouri pe care am încercat să le facem. Este un mesaj pentru toți copiii, pentru toți sucevenii, că totul va fi bine, că viața trebuie să intre în normalitate. Ți-am plăcut cadouri? Da! Da?